Poate că mulți ne gândim că ne-am dorit să facem mai multe, ne-am dorit să ne implicăm mai activ și să ajutăm în oprirea acestui război. Cel puțin aceste manifestări și manifesturi culturale ajută tare mult în consolidarea forțelor umane și cineva reușește să-și exteriorizeze trăirile, emoțiile prin muzică, poezie sau prin lucrări grafice. Avem o lucrare absolut impresionantă aici, dar detalii ne va oferi în cele ce urmează invitata mea, Andreea Caraman, care este și studentă în anul 2 la Facultatea de Design în cadrul Universității Tehnice din Moldova. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața! Eu trebuie să recunosc că am fost surprinsă când am auzit că în Republica Moldova avem studenți nu doar inteligenți, dar și empatici cu situația actuală, cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, și discutam despre tine. De ce ții foarte mult la poporul ucrainean? Pentru că, din câte am înțeles, deja te leagă mai mult decât o dragoste față de vecini. În primul rând, eu fac parte probabil și din poporul ucrainean și din poporul moldovenesc. Așa, ai rădăcini ucraine? Da, exact, din partea tatălui. Frumos. Și presupun, dar chiar dacă nu aveam să am rădăcini ucrainești, nu are cum să nu te sensibilizeze în momentul când este un război foarte aproape de noi. Într-adevăr, așa este, iar tu ai decis să realizezi o lucrare. Și vreau să ne spui povestea acesteia. Am apreciat din start că e un joc, e o joncțiune de două culori, galben și albastru, culorile specifice Ucrainei. Ce este pe această lucrare? De ce ai ales această formă? Ce e scris acolo? Descrie un pic. Sigur. În primul rând, eu presupun că arta de foarte multe ori reunește artiștii și, în general, oamenii creativi și, în special, acum, în timpul războiului. În legătură cu această lucrare, sunt prezente culorile albastru-galben, desigur, cerul și spicele de grâu. Este o compoziție mai mult formată din text. Este prezent pumnul de la Justice. Și scris Independence Day și Six Months of War. În ucrainean ar fi asta Deni Nezalezhnosti și Șist Misețe Vine. Așa. În partea de jos scrie Glory to Ukraine sau Slava Ucraine. Am realizat pumnul din diferite forme de text care reprezintă orașele care au fost cele mai mult afectate și chiar în imagine, în lucrare se vede că au fost foarte multe orașe afectate de război. Așa este. Apropo, puteți să vedeți și dumneavoastră, sper că este destul de clară imaginea, dacă nu o să fac, uite așa, să nu fie multă lumină sau... Mă rog, colegii din regie o să ne ajute, am reușit să citesc acolo Harkov, Mykolaiv, Zaporojie, Kiev, Odessa și... Și Mariupol. Și Mariupol. Câte emoții ai avut când ai realizat această lucrare și dacă e diferită starea unui artist atunci când se implică nu doar lucrativ, dar și psihoemoțional în ceea ce realizează? Sincer, e super complicat, fiindcă te sensibilizează real foarte mult. Dar, sincer... Hai să luăm altfel. În cât timp ai realizat această lucrare? Destul de repede, fiindcă am avut inspirații, cel mai probabil. Și care urmează să fie soarta acestei lucrări? O lași pe stand-by, o pui pe holurile facultății, o pui în cameră la tine, o dai ambasadei Ucrainei din Republica Moldova? Sincer, probabil o să fie la mine în cameră, așa. Însă eu aș vrea să fac pe lângă manifestul ăsta artistic și un manifest social și să o postez pe rețelele de socializare. Să devină și un exemplu pentru ceilalți, pentru că tinerii se pot exprima astfel și pot transmite un mesaj de încurajare pentru cei din Ucraina. Da, exact. Eu chiar vreau foarte mult ca tinerii de vârsta mea și cei mai mici sau mai mari să-și arate compătimirea și solidaritatea cu poporul ucrainean. Noi, apropo, vedem acum pe ecran și procesul de lucru, să zicem așa. Ai reușit să...
Wow, dar hai să ne explici un pic cum se realizează această lucrare, în ce formulă se realizează, cu ce o faci? Mie mi se pare asta de domeniul SF-ului. Faci parte din domeniul în care îl învăț eu la universitate despre design și tehnologii poligrafice, însă eu puteam să pun culoare direct pe lucrare, însă am vrut un efect de ăsta de text puțin șters, neclar, fiindcă oarecum și orașele ucrainești la moment nu sunt la fel de curate ca și în timpurile de pace. Da, infrastructura a avut într-adevăr foarte mult de suferit, dar e o tehnică complicată, apropo, ceea ce vedem. De fapt, nu chiar. Am folosit Adobe Illustrator pentru a crea imaginea, mai apoi am pus-o pe o altă aplicație și am folosit vinil. E o bandă adezivă, am lipit-o pe lucrare, am pus culoare pe ea, după am scos foaia. Am înțeles. Hai că am și să primit așa efecte cu secrete. Trebuie să recunosc că am rămas un pic stupefiată, consternată și de nuanța de roșu pe care ai aplicat-o pe lucrare, care probabil simbolizează sângele ucrainean vărsat pe câmpul da, de luptă. Sigur. Și de asemenea am folosit culorile albastru, galben, roșu, cumva sunt culorile care ne reprezintă și pe noi și sunt simbolurile noastre naționale. Și prin asta sper că într-adevăr noi vom deveni mult mai uniți și asta o să ne sensibilizeze și o să ne solidarizeze mai tare. Deci, practic, avem o fuziune între popoarele noastre prin intermediul acestei lucrări. Din câte am înțeles, ai și rude, prieteni în Ucraina, ții legătura actualmente cu ei? Da, sigur. Eu stare complicată în momentul când vorbești și simți oarecum o vină, presupun, fiindcă la tine e pace și nu știi cum să te comporți, nu ai auzit niciodată sirene, nu ai auzit niciodată bombardamente, te trezești. Uneori, de fapt, mă trezeam de la focuri de artificii și mă speram extrem de mult. Imaginez, cred că am avut și cu toții astfel de exact emoții. Și îți dai seama că bombardamentele au niște sunete mult mai puternice după decibeli decât acele focuri de artificii care noi le avem. Dar actualmente sunt în siguranță, cel puțin da, ai reușit să la moment, da, ei. Se află în Cernihiv. Așa, o zonă foarte afectată, de fapt. Exact, și în special în prima parte a războiului, de fapt în primele luni. Da, într-adevăr, discutam erau de poterele. Mariupol, Cernihiv, erau zonele cele mai afectate. Și vreau să ne spui ce părere au colegii tăi despre ceea ce faci. Hai să dăm din casă, nu este prima lucrare dedicată războiului. Nu, este a doua. Lucrarea de sfârșit de an a fost tot în legătură cu războiul. Dedicată comemorării victimelor războiului sau ai venit cu un mesaj de pace? A fost mai mult ce ține de durere, răspund, de jale. Ai reușit să-i contagiezi și pe alții de dragostea de a-și exprima empatia față de poporul ucrainean prin intermediul lucrărilor? Probabil pe toată familia. Ce frumos! Da, și desigur, colegii, cumva noi probabil suntem puțin, eu nu pot să zic că indiferent, însă ne temem să ne dăm cu părerea în unele cazuri. Uh-huh. Și eu vreau să dau un exemplu prin lucrarea mea și prin prezența mea aici, că este posibil să fim puțin mai empatici și să ne arătăm solidaritatea. Foarte frumos. E un pas, pentru cineva ar părea mic, dar e foarte important să avem curajul să ne spunem opinia, să spunem lucrurilor pe nume și să ne manifestăm starea de spirit prin astfel de inițiative, prin astfel de lucrări. Eu îți mulțumesc din toată inima că ai reușit să vii în această dimineață, să te cunoaștem. Sper tare mult să ne revedem și în alt context, să-ți cunoaștem lucrul și efortul depus în cadrul la sfârșit de război. Așa, bine, să știi că am notat aici și te așteptăm cu mare drag. Mult succes în ceea ce faci.